Salut, prieteni, bine ați revenit la emisiunea Auto la Test, sau o atrag de data asta pentru că chiar vorbim de o comercială. După cum bine știți, piața de mașini electrice este în scădere, în ciuda faptului că foarte multă presă, așa zis, specializată, promovează în continuare mașinile electrice. Da, mașinile electrice bune le promovăm și noi cei de la Auto la Test și o atrag. În schimb, nu promovăm mizeriile electrice, care sunt foarte scumpe, care îți merg 5 km și la care, nu știu, o baterie te costă 30.000 de euro după 8 ani sau 160.000 de km. Evident că aici am divagat un pic și spunem că mașina de față este cea mai atipică mașină pe care ți-o poți cumpăra electrică fiind, pentru că are o baterie de 41 de kWh, net vreo 35 de kW, merge în orașul 144 de km și costa de nou undeva în jur de 50.000 de euro. Clar, nu era recomandat, noi am scris asta în 2020, nu vă luați Mercedes Evito electric pentru că are o problemă, pentru că este prea slab ca performanțe, bateria este prea mică și prețul este exagerat de mare. În schimb, acum în 2023, suntem undeva într-o parcare la un supermarket, un partener de-a nostru și-a cumpărat mașina asta nouă. Da? Nouă însemnând, este produsă în 2020, are 4.000 și ceva de kilometri sau 5.000 de kilometri, a luat-o de la un dealer din Stuttgart, atenție, nu are treabă cu România, nu vă duceți la dealer din România, pentru că nu o să găsiți niciodată un Best Buy în România, că-i benzină, că-i diesel, că-i electric, ce vreți voi, da? S-a dus frumos la dealerul din Germania, mașina era pe stoc, cred că a fost mașină de flotă sau mașină de curtoazie la ei acolo, a făcut foarte puțin kilometri în 3 ani de zile, sau mașină de showroom, chiar nu știu. I-au predat mașina undeva într-o lună pentru că au trebuit să refacă bateria pentru că a stat pe dreapta 3 ani de zile sau a mers foarte puțin și Mercedes când îți predă, când vorbim de un dealer serios din Germania, de Stuttgart, un dealer Mercedes serios, nu mai mulțoi din România, i-au reconfigurat bateria, a trecut prin niște teste care durează zile întregi ca să poată să-i dea garanția de 8 ani sau 160.000 de kilometri și garanția de 2 ani fără limită de kilometri de nou. Efectiv și-au cumpărat o mașină veche, da? Cu 5.000 de kilometri din 2020, cu garanție de nou. Da? Adică nu a dat 55.000 de euro pe aia, a dat 17.800. Și la 17.800 de euro să-ți iei o mașină electrică nouă, un Evito L2 cu uși curisante stânga-dreapta, cu transmisie automată, că nu are o singură transmisie, există, cu sistem de navigație, cu cameră de marș arier, cu senzor de parcare față-spate, cu cam toate dotările pe care le-ai cumpărat și tu dacă ți-ai luat utilitară de oraș, eu zic că merită. Adică a ieșit un pic la un preț un pic mai mare decât al unei mizerii Dacia Spring făcute de Dongfeng în China, care costă 5.000 de euro în China și o vândește cu 24.000 de euro în România. Bun, clar n-a fost vorba de niciun fel de Rabla Plus, pentru că mașina este second hand. În schimb, după ce vezi mașina asta și mergi cu ea, noi mergem de vreo 30 de kilometri, putem să spunem că este un Best Buy. Deci, în primul rând, a costat foarte puțin, 17.800, sub 20.000 de euro. Plus TVA, TVA-ul s-a dedus evident că vorbim de companii, deci nu vorbim de persoane fizice, adică de firme. Efectiv, TVA-ul s-a dedus. Avantajul versus achiziția mașinii astea de nouă din România și undeva la în jur de 30 ceva de mii de euro. Adică da, noi cei de la OATRAC recomandăm să nu-ți cumperi mașini electrice de noi, de la Mercedes, sau nu neapărat de la Mercedes, tot ce înseamnă utilitare noi, mai bine vă duceți în Germania, sfatul meu, vă duceți în Germania, căutați o mașină de reprezentanță, cum e asta de față, cu puțin kilometri și în momentul ăla când negociați, trebuie să le spuneți, dealerul, bă, ce garanție îmi dai? Și dealerul în Germania, fiind un dealer german, nu un dealer român, da, adică nu au niciun fel de importator deasupra lor care are niște birouri și decide și taie și spunzără că domne, a ieșit din 2 ani de fără limite și eu pierd garanția. Sunt prostii astea, nu există în realitate, în țările civilizate, da? Dealerul respectiv a zis, băi, fii atent, eu îți configurez mașina, tu îmi faci plata, da? Vreau să scap de ea, că stă de 3 ani de zile pe stoc, eu îți fac, tu faci plata și mașina o primești în România, o trimite dealerul din Germania, o primești în România, mai băgăm un cost normal de transport, da, îți configurez bateria și efectiv îți dau și garanție de nou. Și în momentul ăsta putem să spunem game over tot ce înseamnă dealership românesc. Bun, hai să ne uităm un pic și la interior, hai că suntem, ca să-ți dai seama în trafic cum îți dai seama de un Vito electric, în primul rând scrie Paris pe aici, electric, în rest nu prea ai cum să-ți dai seama, pentru că
arată la fel. Și asta e o chestie foarte mișto, pentru că dacă ai făcut vreo prostie în trafic, ai lovit-o sau ți-ai zgâriat-o sau ai rașchetat-o, ai luat lateralele alea, sunt probleme cu ele, te duci frumos și îți cumperi de la un Vito normal din 2018, 2022, 2023, ce găsești, elementul ăla, far, bară, capote, deci sunt uzuale. Deci nu vorbim de chinezării la care nu găsești prețuri, cum e, de exemplu, celebru Maxus, da? Chinezii din Chinezia, da? Așa arată la interior, deci este un L2 simplu, mașina a primit, un Tego, din ăsta în România, deci asta ea a venit ciudat, a venit fără nimic înăuntru, deci are peretele de despărțitor. Clientul ne-a zis că o să decupeze ăsta pentru că există geam. Ăsta e un geam standard și pe Vito și pe Sprinter. Ăsta o să fie decupat și o să-i pună un geam. Transportatorul nu transportă decât chestii de vreo 200-300 de kg la o cursă și totul se întâmplă 100% în oraș. Ăsta a fost făcut în România, se vede foarte bine, din lemn. Scrie Mercedes. Îți arată punctele de amarare prin ochiția, care oricum nu mai sunt disponibili, da? Haideți să vedem și în spate. Este un, cum v-am zis, un Vito dubios, pentru că de obicei Vitorile au uși batante în spate. Ăsta are haion. Deci, după cum te-ai uitat un pic, mulți o să zică, bă, asta a fost van, a fost pentru oameni. Bă, n-a fost, e un van, este o ciudățenie. Deci configurația lui Vito ăsta, L2, este o ciudățenie pentru că a venit cu spațiu de marfă la interior, uși culisante stânga-dreapta și geamuri, da? Și în spate haion, nu două uși batante, cum te-ai fi așteptat. În rest, mașina o să primească niște folii și pe toate geamurile, ca să nu se vadă ce e la interior. Ăsta este un foarte mare haion. Scrie Vito pe el. Haideți să vă arătăm și sub capotă cum arată cu adevărat tehnologia Mercedes, despre care mulți nu vor să vorbească. Ok, am deschis capota. Mașina așa a venit... Se vede că a stat un pic în România, că n-a fost matriculată, da? Bun, mașina a venit de vreo câteva zile din Germania, a trecut prin RAR și aici avem, vreau să zic, motorul de 2.2 CDI. Nu, e un motor electric cu o cutie de viteză cu un singur raport. Este un motor electric de 116 cai, undeva în jur de 260 de Nm, un motor corelat, legat în fine la bateria de 35 de kW care este montată între cele două punți. Un motor care și în 2023 e la fel. Deci dacă te duci să-ți iei un Evito 2023 cu baterie mare de 80 și ceva de kW, e același motor. De ce? Pentru că Mercedes s-a considerat că e suficient. Ai un vas de antigel pentru sistemul de răcire al... Ăsta nu știu exact care e. Că-s două vase, deci se vede foarte bine. Un antigel este pentru acumulator, unul este pentru motor, da? Ai bateria acolo. Toată structura din față cu trackerul din față este... de Vito diesel, deci n-ai niciun fel de problemă. Deci dacă l-ai pocnit, tragerul ăsta este de Vito. Toată structura este la fel, parbrizul este normal, sergătoarele sunt normale, doar că motorul este complet diferit. Se vede foarte bine, cum am văzut și la un AQB reparat de partenerul și de la Carcel Motors, motorul vine de data asta pe un cadru, da? Deci ăsta e cadru motor, se vede foarte bine, are și un ochet aici, să poți să-l prinzi. Deci vine un cadru foarte mare din oțel, pe care este motorul. Deci motorul este integrat în cadrul ăsta motor, da? Și cadrul ăsta motor, ăsta e cadrul motor efectiv, adică nu mai există cadrul motor clasic simplu pentru diesel, pentru că e altă configurație. Acolo vorbim de cutie de viteză, vorbim de alte nebunii. Totul este integrat. Invertorul este în partea de sus, motorul este în partea de jos. Cred că ăsta e motorul, ăsta e singura chestie. Cablurile care, na, în fine, trebuie să ai grijă de ele, cele roșii și cele negre, să fie frică de alea roșii. Aerul condiționat, cele două înalte și joase sunt puse aici. Tampon de motor serios, da? fără niciun fel de discuție, tampon de balans. Este o configurație normală, pompa de DSP aici, lichidul de spală parbriz cum te-ai fi așteptat. Deci, uitați aici, nu mai există capitonaș, deci nu am mai pus capitonaș pentru că nu mai este nevoie. Mașinuța asta este, la prima vedere, este o bătaie de joc adusă la adresa fanilor Mercedes și în special a dubiștilor, în ghilimele de rigoare, dar fraților, până pui mâna și mergi cu ea, da? Adică sfatul meu este să mergeți cu ea, să vă dați cu ea în oraș, în ghilimele de rigoare. Noi testăm comerciale de peste 15 ani de zile și vă putem spune că în oraș, noi, care chiar am făcut și transport urban cu utilitară de 3,5 tone, bă, știi ce faci? Primul lucru pe care îl faci și te simți senzațional la volanul lui Evito, nu mai e gălăgie, frate. Deci, efectiv, când te-ai urcat, i-ai dat în drive și îți vezi de treabă. Adică, efectiv, a dispărut tot ce înseamnă scandalul tipic 2.2 sau 2.0 mai nou de sub capotă.
Pentru că nu mai e nevoie și efectiv mergi ca o Tesla, doar că tu ești la car marfă, da? Ok, hai să vorbim un pic și despre, despre interior și despre autonomia sa reală. Bun, haideți la interior să vedem dacă ne lasă cu capota deschisă. Bun, ok, suntem la interior și din prima, da? Ce avem acolo? Acolo. Baterie 95%, range 134. Haideți să o și pornim, să vedem dacă ne permite să o și pornim cu capota ridicată. Evident, fiind o utilitară, ne permite că na, Mercedes-ul te lasă să faci treaba asta, deci ne-a permis. Acolo scrie în germană, cred că e tire pressure, e vechea poveste, când vin în România scade presiunea, deci ai 95% din baterie, range 134 de kilometri. Haideți să vă arăt ceva. Dau drumul la ventilator și a scăzut la 120, da? Opresc ventilatorul, 134. Dai drumul la ventilator, 115, da? Deci 103 în funcție de puterea ventilatorului. Deci la 0, la 0 ți-a crescut la 134. La treapta întâi a ventilatorului avem 120, treapta a doua a ventilatorului tot 120, treapta a treia 110, atenție, deci în funcție de puterea ventilatorului, da? Treapta a patra 105, treapta a șasea 105, treapta a opta, și ia să vedem, a 10-a, nici nu mai toate, pe care multe trepte, are vreo... are intermediare. Bun, am oprit-o, nu este nevoie. Deci, în primul rând, mașina nu are pompă de căldură. Deci, asta e marea problema lui Evito și asta e marea problema mașinilor care nu sunt Tesla. Adică, este utilitară, este ok. Este ok pentru o Grecie, este ok pentru un... pentru o zonă mediteraneană, pentru că acolo, vezi, domne, ai temperaturi normale, da? Ai, să vă arăt eu încă o chestie. Vedeți P-ul ăla jos acolo, P-E, C, confort, da? E, E plus și C. Asta înseamnă că ai trei moduri de a funcționa, deci mașina are trei moduri de a funcționa. Noi mergem în economy pentru că nu ai nevoie. Ce mai? Hai să vedem, ne lasă să plecăm? Da, ne lasă cu capota ridicată, foarte mișto. Da, are și una de mână trasă oricum. Senzorii de parcare sunt aici. Calitatea de fabricație este normală, nu te aștepți la nimic complicat. Haideți să vă arătăm, standard, ea vine cu cameră de filmat, adică cameră video în spate, ceea ce e un lucru foarte mișto. Deci sistemul ăsta multimedia plăteai vreo 3000 de euro la E-Class acum vreo 15 ani sau la C-Class, el este acum oferit standard pe Evito. Ce vă mai putem arăta? Haideți să o și oprim. Da, mă, știu că nu are presiune în roți, știm. Are și problema cu SOS-ul, o pornești fără să apeși pe frână. În regulă, când tragi linie, mașina se conduce admirabil, nu sunt probleme cu ea. La interior, USB-uri, cam tot ce ți-ai putea dori. Calitatea de fabricație clar nu este de mașină premium. În schimb, îți dă o chestie foarte mișto, standard. Deci ai scaunul șoferului încălzit, închiderea centralizată, da? Geamurile automate, oglinzi electrice, dar asta e foarte important pentru că fiind o mașină electrică, este bine să ai scaunul șoferului încălzit, pentru că ca să-mi dai drumul la căldură ca să-ți consume bateria. Aici ai comutatorul clasic de la Mercedes. Na, nu e niciun secret. Senzor de parcare, o frână de mână mecanică, vreau să zic electrohidraulică. Avariile sunt acolo, scaunul, totul este normal. Ne place tapizeria. Haideți să vă mai arătăm și din unghiul ăsta. Tapizeria este super ok, adică nu ai niciun fel de problemă. Aia o să fie decupată, cum v-am zis. Deci când tragi linie 17800, mulți o să ziceți, bă, dar cu mașina asta nu poți să poți ieși în afara orașului. Știi ce? Nici nu trebuie să ieși în afara orașului, pentru că nu este pentru cei care ies în afara orașului. Mașina asta o să fie folosită de la centura Bucureștiului până în centru, are vreo 6 km dus, 6 km întors. Range 144, auzi mă, de câte ori faci tu drumul ăla ținând cont și de trafic, da? Îți spun eu, încarci la 2 zile. Deci ea o să meargă iarna cu bateria încărcată și cu căldura pornită undeva în jur de 100-110 km, părerea mea. Și acum, toamna, primăvara, nu vara, atenție, când nu dai drumul la căldură și nu dai drumul și la aerocondiționat, undeva în jur de 144. Îți spun eu că în 2 zile te plictisești cu ea, adică mergi cu ea. Plus că această companie care a cumpărat mașina are și panouri fotovoltaice de vreo 60 de kW momentan, deci o încarcă gratis. Deci efectiv
firma a renunțat la distribuții, a renunțat la motorină, a renunțat la șoferi care merg cu mașina acasă. Foarte, foarte important. Adică nu ți dă mașina firma ca să te duci tu la Măta acasă, la Baia Mare, da? Tu având sediul la București. Nu există așa ceva. Mașinile o să stea la firmă, pentru că acolo sunt încărcate gratis de către companie și mașina o să aibă mai puțin kilometri și în viața reală o să ai costuri mult mai mici. Frână regenerative, nu schimbi plăcuțele atât de des. Nu ai niciun fel de cost cu mentenanța, da? O să te duci la Mercedes să-i faci o revizie, dar o revizie undeva în jur de 500 de lei că o să verifice, dar mașina asta a venit deja cu revizie și la Mercedes deja la 2 ani cu electrica, deci 500 de lei la 2 ani este irelevant costul real pe zi de zi. Și cam asta e tot. Sfatul nostru este să nu cumpărați mașini electrice noi, comerciale de la dealerii din România, luați-le la mâna a doua cu 2-3.000 de kilometri cu garanție din Germania sau Franța sau de unde vreți voi, pentru că acolo este Best Buy, acolo câștigi 70% din valoarea reală a mașinii, adică nu dai 50-60 de mii de euro pe mașină, dai 15.000-17.000 și în momentul ăla este o soluție optimă, pentru că eu am înțeles de la partenerul nostru că o să-și mai cumpere vreo 3 ca să renunțe complet la dieseluri. Atenție, mașinile care merg în oraș, da, el are în continuare mașinile care fac Baia Mare, București Baia Mare, da, alea sunt dieseluri, clar, da, dar în oraș unde sunt cele mai mari costuri, că atunci un Vito 2.2 cu cutie automată consumă 14-15 în oraș, boară la boară, în orașul nostru, în București, deci nu vorbim de München sau Stuttgart, da? Și în momentul ăsta s-a terminat, adică ai costuri zero. Bun, mulțumim! Suntem și la interior, așa cum v-am promis de fiecare dată cum vă arătăm, așa funcționează, să vedem un kickdown. Suntem în modul eco, atenție, nu suntem în modul confort, deci cam așa arată o repriză. Evident, nu este niciun fel de viteză de diesel, nu o să faci niciodată depășiri, pentru că nu ai nevoie, pentru că se mergi tot timpul în oraș. În schimb, nu vei avea niciodată problema de, bă, stai un pic că nu trage, că este încărcată sau e diferență de la încărcat când mergi. Ia să vedem, acum am trecut-o pe confort. Da, se conduce admirabil. Nu sunt probleme, așa cum poate te-ai fi așteptat să zici, bă, mi-am luat o electrică și nu mai funcționează, nu mai trage. Bă, nu e cazul. La electrică tot timpul o să tragă, pentru că electrica tot timpul o să fie, aici avem un pic, suntem în oraș, evident că de-aia și-au luat oamenii noștri electrică. Suntem în oraș, bară la bară, da? Bun. Așa arată modul de, să vedeți cum se aude peste, când treci peste denivelări. Deci cam așa arată o denivelare, așa se aude o denivelare. Noi am simțit-o, dumneavoastră poate n-ați simțit-o, că nu aveți cum să o simțiți. Să știți că mașina se conduce admirabil, poți să o conduci one pedal driving. În schimb, când ai ajuns la zero, tot o să meargă. Deci tot o să meargă. Ea acum este într-un mod crawl, adică ea funcționează cu unul, nu știu câți kilometri la oră, pentru că suntem bară la bară, ne ținem după ăla din față. O accelerezi, ăsta este modul E+, mă scuzați, ia să vedem. Confort. În confort este un pic mai dinamică. În schimb, este irelevant, sfatul nostru, mergeți în modul E, nu E+, E, simplu, pentru că este arhi suficient. Mașina se conduce fără niciun fel de problemă. Cine a condus până acum Sprintere sau Evito-uri în oraș, te urci la noul Evito, la volanul nou Evito și descoperi o mașină normală, o mașină cu un sistem multimedia clasic, Mercedes, climatronic cu manuela, cum îi zic eu, cu robineț manual, n-ai niciun fel de problemă. Calitatea de fabricație tipică Vito, adică utilitară, nu vreau să zic low cost, oglinzile sunt mari, se vede foarte bine, n-ai niciun fel de problemă cu vizibilitatea în oraș, 93% din baterie, da? Deci noi ne plimbăm deja de vreo 20 de km și iată, la 93, a plecat de la 100%, deci efectiv dăm ture cu ea, mergem, o filmăm și efectiv nu ai nevoie de să o încarci, adică efectiv nu-ți vine să crezi că de mulți kilometri poți să mergi cu mașina asta fără să o încarci, da? Și haideți să vă arăt acum, să vă arătăm o mică repriză cu Evito. O să vedem dacă putem să ieșim de aici, hai să vedem că ieșim, da? Deci am făcut stânga, pac, nu, asta nu e repriză, nu, asta nu, mergem elegant cu ea, da? Aici facem din nou o altă stânga, să vedem dacă ne lasă colegul cu Fordul. Deci cam așa să... Da, nu o să ai niciodată performanțele alea de mașină sport sau mașină diesel de la Mercedes, pentru că nu ai cum, asta e planul, da? Da, și aici
pui frână, regenerează. Vedeți cum scade acul turometrului, care nu este niciun fel de turometru, este efectiv este un indicator de putere, economy, boost și charge. Adică oricât de cât de tare ai merge cu ea, uite, acum suntem spre, intrăm în așa, buf, direct a intrat în boost, pentru că are nevoie să încarce. Adică știe să facă treaba asta și știe să o facă foarte mișto. Și mulți dintre colegii de la companie care au condus dieseluri și s-au urcat pe asta, au rămas șocați de faptul că efectiv mașina face mult mai mulți kilometri decât ai fi așteptat în modul electric. Noi am zis când s-a lansat că nu vă recomandăm mașina asta pentru că merge, nu știu, 80 de kilometri și nu recomandăm nici dușmanilor să ție o mașină comercială care merge 80 de kilometri. În schimb, în viața reală, uite, mergem cu ea, bateria este pusă la punct, deci nu vorbim de o baterie terminată, o baterie care are probleme sau nu a fost încărcată corespunzător. Uite, merge 130-144 chiar și într-un regim din ăsta un pic mai barbar pe care îl aplicăm noi acum. Sfatul nostru, dacă vrei să-ți cumperi o mașină comercială electrică și mergi doar în București sau doar în Cluj sau doar în Timișoara și mergi doar bară la bară și nu ești cu ea în afara localității, da? Puteți să vă duceți să vă cumpărați un Evito din ăsta cu un preț corect din Germania fără niciun fel de discuție. Nu vă luați după nimeni. Mergeți, luați-vă jucăria și... Da, bine, e bine să aveți și niște panouri la firmă ca să o încărcați, să nu depindeți de electrica, transelectrica și de băieții ăștia deștepți care fac bani de pe urma noastră a tuturor. Nu, îți pui panouri, încă este permis să devii prosumator, dacă ai putere financiară poți să devii și off-grid, cu cel puțin cu priza mașinii electrice și în momentul ăla ești pa la revedere Petrom, OMV, Lukoil și toți nebunii. De ce? Pa Mercedes, atenție foarte mare, nu tu revizii, nu tu nimic, adică efectiv ajungi într-un regim de nu știu, autonomie financiară care, nu știu, șochează pe toată lumea. Deci efectiv nu mai ai nevoie să dai bani la nimeni ca să mergi cu mașina ta în interesul tău, cu costurile tale, fără să depinzi de nimeni. Cei de la Mercedes recomandă o revizie pentru că ei verifică acumulatorul, da? Când te duci cu mașina la revizie, el verifică să vadă starea și motorului electric și acumulatorului. Eu vă recomand, mergeți, dați bănuții aia de revizie. Revizie în ghilimele de rigoare, că ei nu bagă decât un soft prin OBD să vadă ce se întâmplă, ei nu fac nimic fizic, da? Plăcuțele de frână, nu le schimbați la Mercedes, le schimbați la voi în parcare sau la serviciu de la colț, pentru că nu e nevoie să te duci la Mercedes și cam atâta. Mașina oricum merită toți banii, doar dacă faci transport urban sau maxim foarte, foarte puțin în zona metropolitană, adică lângă marele oraș, unde se zice mai un 20 dus, 20 întors. Da, merită. Pentru cei care, în schimb, care merg, fac kilometri mulți în afara orașelor, autostradă, regim din asta serios, luați-vă, fraților, dieseluri. Dacă nu, un electric din asta și e terminată de problemă.